Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Vaccinarea la chiuvetă pare să fie o modă prin partea asta de lume. Eu sunt curios la ce rezultate s-ar ajunge dacă autoritățile ar începe să investigheze serios problema în România. Mai apar cazuri pe aici, pe acolo, dar nu știm cât de extins este fenomenul, de fapt. În Grecia, însă, e un val de denunțuri și autodenunțuri. Nu știu ce se întâmplă acolo. Autoritățile au început să facă verificări încrucișate. Grecii sau da, pun mâna pe telefon, alo, alio. Da, și se monitorizează mai multe centre de vaccinare din diferite regiuni. Se suspectează că ar putea fi vorba de până la 200 din cele 2000 de centre de vaccinare din Grecia care au comis vaccinări la chiuvetă. De ce? Pentru ca oamenii să-și ia certificatul de vaccinare. Să se ducă în vacanță în Grecia. Și să se ducă în vacanță în insule. Ei au niște restricții, adică certificatul de vaccinare trebuie, e cerut la accesul în diferite locuri. O feribot, acolo i-au omorât, că spun eu. Așa e, da. Nu erau feriboturi. Dar cred că oamenii au luat-o cu barca, cu vâzle și au văzut de viață. La accesul în instituții, mă rog, cum se face în vestul Europei. Da. Așa se încearcă și în estul Europei. În estul e mai complicat aici. O vaccinare falsă în Grecia s-ar plăti cu 400 de euro. În ceva bani. Vezi diferență de nivel de trai? Da. La noi era pe la 100 de euro. Asta e Grecia, 400. Dar ce să vezi? Da, cred că îți dau și țațichii în banii ăștia. Crezi, da. Mulți antivaxeri au descoperit că au fost înșelați, taman când credeau că au înșelat în sistemul. Deci el, antivaxerul, s-a dus să cumpere o vaccinare la chiuvetă. Și pentru că poliția poate să verifice pe baza, mă rog, camere, telefon, pe unde ești, cum s-a întâmplat și în România, s-au dus la centrele de vaccinare. Și au cerut să li se facă injecție Sankey. O apă, adică cu ser fiziologic, cum se face de obicei, și au descoperit că medicii le-au luat banii și le-au făcut injecția corectă. A, da, ăștia sunt cei mai tari. Cred. Cu vaccin adevărat. Ba da, ba da, ăștia sunt cei mai tari. Băi, dacă de șmecher sunt și ăia, știi, și medicii ăia, dă banii încoace, că nicio problemă. Pentru ce? Cu ser fiziologic. Hai, uite, fii atent, am pus niște să ia, stai aici. Fac, n-ai ce să-i faci. Chiar așa, ce faci în situația asta? Deci tu dacă ești rapelul. Antivaxer, ha? Rapelul. Oamenii n-au rapelul făcut. Trebuie să te duci la amândouă, că altfel nu primești certificatul verde european. Deci, adică în principiu poți să-l dai în judecată pentru... Pe medic. Da, pe medic, pentru administrarea de tratament medical fără consimțământ. Păi tu te-ai dus. Ai semnat înainte. Deci, teoretic, da, ai tu ai semnat... Da. Pentru înșelătorie... Tu ai vorbit cu el să-ți bage ser, dar... Exact. El a greșit cumva. Da. Pentru înșelătorie cred că poți să, dar pentru asta trebuie să te autodenunți. Da. Ai nicio șansă, ești total blocat. Iar în România înțeleg că a apărut o nouă șmechereală după certificatele de vaccinare false și după aia care au, și-au cumpărat certificate de vaccinare false și după aia s-au speriat când au văzut cam ce devastare produce varianta Delta și au vrut să vaccineze, au descoperit că nu mai pot, că din moment ce au, în sistem figurează că fiind vaccinat, ce să mai fac? Acum a apărut certificatul fals de imunizare. Adică că ai trecut prin boală. Înțelegeți? Nu. Cum nu înțelegi? Păi dacă ai trecut prin boală, certificatul verde, tu ai trecut prin boală. Dacă ai până în 6 luni, a, figurează pe... că ai fost bolnav. Că ai fost bolnav. Exact. Genial. Înțelegi? Și de asta se cumpără. Adică, practic, nu te mai amesteci. Asta e cea mai că tare. Te duci la vaccinare, da, da, să da. Te prinză că n-ai fost, că nu știu ce, să facă verificări încrucișate, să-ți facă teste, da. În cazul în care ajungi la spital intubat. Bine, dar și asta după 6 luni, tot trebuie să faci testul cumva. Da. Vaccinul trebuie cumva. Să faci ceva după 6 luni. După 6 luni poți să-ți mai iei o dată, că te-ai îmbolnăvit din nou. Băi, da. Adevărul că da. Așa o autodistrugere și o dizolvare a simțului de conservare, a instinctului de conservare, mi se pare ceva îngrozitor. Da, dar măcar asta ultima e ingenioasă, adică măcar asta, să rămânem inventivi. Uite, de astea alte fac și greci, fac tot felul, dar am auzit că și prin Anglia se fac. Da. Adică nu, e, nu suntem noi. Dar asta cu să te dai bolnav, da. La brevete de astea de invenție suntem exact. Buni. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.